Bună, dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și ca acest cuvânt să vină în întâlnirea necesității dumneavoastră, oricare ar fi ea. Este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu în acțiune. Și când El intră în acțiune în noi, în interiorul nostru, atunci se întâmplă. Se întâmplă ceea ce El, cuvântul lui Dumnezeu, determină. Aceasta este marea comoară pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, moștenirea pe care Duhul Sfânt în persoana Domnului Iisus a lăsat-o pentru cei care în El cred. Atunci doar cine crede cu adevărat, cu adevărat, primește această moștenire. Cine nu crede, nu primește. Primesc doar cei care cred. Cei care cred, nu cei care știu despre existența lui Dumnezeu. Mulți sunt cei care știu că Iisus există. Puțini sunt cei care cred în El. Cei care știu că Iisus există, ei nu reușesc să-și înfrunte dificultățile, furtunile, problemele, pentru că nu au consistență în credința lor, diferit de cei care cred. Cine crede merge până la capăt, până la capăt. Noi obișnuim să vorbim despre un exemplu bun al diferenței între a crede și doar să știi, să fii conștient că Iisus există. Și anume, exemplul este căsnicia. Spre exemplu, eu am avut un frate care s-a căsătorit de 3 ori. De 3 ori. Dar el nu a fost niciodată fericit. Niciodată nu a reușit să fie fericit și a murit nefericit. A avut copii, a constituit o familie, a avut condiții financiare, succes, dar niciodată nu a fost fericit. Pentru că el nu credea cu adevărat în soțiile lui și ele, de asemenea, nu credeau cu adevărat în el. Și în momentul încercării, el nu nega, el dădea greș. Și din acest motiv, el a cules roade amare, pentru că el nu credea în persoane și viceversa. Cine nu crede în cealaltă persoană și se căsătorește, nu o iubește. Nu o iubește, pentru că iubirea nu are nicio legătură, pur și simplu, cu sentimentul inimii. Inima este înșelătoare. Dumnezeu însuși a spus că este înșelătoare și extrem de rea, de perversă. Dumnezeu spune asta. Atunci când persoana nu crede cu adevărat în cealaltă, atunci nu există căsnicie, nu există consistență. Nu va dura mult timp. Dar cele care cred una în alta, acolo este diferit, acolo este o iubire solidă. Este o credință solidă și o iubire solidă. De aceea tu vezi în Biblie, de multe ori pe Domnul Iisus spunând, cine crede, cine crede,
Cei care cred, mergeți în toată lumea, apropo, văduiți Evanghelia. Cine crede? Cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Când spune a crede, Domnul nu spune doar să se creadă că El există, ci să creadă cu adevărat, așa cum iubirea cere cu adevărat să crezi cu toate forțele, atunci cuvântul lui Dumnezeu necesită să se creadă în El cu toată forța, nu doar să se creadă că El există, pentru că mulți cred că Dumnezeu există, dar puțin cred cu adevărat. Dovada sunt cei 10 leproși. Cei 10 credeau că Iisus există. Cei 10 au fost vindecați imediat. Dar doar unul s-a întors pentru că a crezut în Iisus. L-a crezut pe Iisus. În alte cuvinte, 10% a crezut, dacă putem face acest calcul. Atunci, viața ta, dragul meu, draga mea, depinde de această poziție. Dacă tu crezi în Domnul Iisus, atunci tu îl iubești, și dacă tu îl iubești, atunci tu ai dreptul, ai privilegiul să primești Duhul Sfânt. Dacă tu doar crezi că Iisus există, tu știi de istoria Lui, tu chiar plângi când vezi, spre exemplu, istoria lui Iisus, când vezi filmul lui Iisus, tu plângi, dar e doar asta. După această emoție trece, ai terminat cu floricelele de popcorn repede, ai ieșit de la cinema și gata, ai uitat. Ai crezut în existența lui? Da. Ai crezut cu adevărat că există? Da. Dar nu crezi în El cu adevărat. A crede cu adevărat are un detaliu pe care puține persoane îl știu. Acțiunea de a crede cu adevărat învăluie viața. Când cineva crede cu adevărat în Iisus, oferă viața pentru el. Atunci da, el dă viața pentru acea persoană care în el crede cu adevărat. Atunci moartea lui are efect în viața persoanei care crede în el. Este căsnicia. Eu voi vorbi despre persoana noastră pentru că eu pot să vorbesc. Căsnicia este un subiect despre care eu pot să vorbesc pentru toată lumea. Eu sunt mărturie vie. Noi, eu cu Ester, suntem mărturia vie despre ceea ce înseamnă a crede cu adevărat. Când eu am cunoscut-o pe Ester, primul lucru pe care l-am spus a fost: uite, Ester, mi-a plăcut de tine, aș dori, în fine, i-am prezentat proiectele mele ca ea să vadă ceea ce eu doream, și primul meu proiect a fost: uite, Ester, eu lucrez acolo, eu lucrez și în alt loc, eu învăț, studiez, fac asta, cealaltă, dar tot ceea ce eu fac acum, eu voi lăsa în urmă, pentru că obiectivul meu este să duc altor persoane ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Eu nu știu unde voi merge, dacă mă duc în Africa, dacă mă duc în mijlocul junglei, eu nu știu, dar un lucru eu știu. Eu voi duce cuvântul lui Dumnezeu pe tot pământul, oriunde voi merge, pentru că eu cred. Eu am dăruit viața mea pentru Iisus și eu vreau să-L servesc. Singura modalitate de a fi recunoscător cu Domnul Iisus este să duc la alte persoane ceea ce El mi-a dat. Atunci ea știa de proiectul meu. Tu ești de acord, Ester? Da, sunt de acord, eu de asemenea vreau. Atunci, unul a început să creadă în celălalt. Noi credem unul în altul. Eu am crezut că ea mă va însoți. Ea a crezut că eu voi fi cu ea de asemenea. Amândoi
Am unit credința noastră, credința noastră inteligentă și atunci da, a fost totul bine. Atunci slavă lui Dumnezeu, slavă Duhului Sfânt. Continuăm să credem unul în celălalt până în ziua în care vom fi promovați. Atunci credința învăluie dăruirea vieții. Eu am dăruit viața mea pentru ei, așa cum am dăruit viața mea pentru Domnul Iisus când am crezut în El, eu am dăruit viața mea pentru El. Eu am lăsat lumea. Eu am renunțat la visele mele, la proiectele mele personale. Eu am renunțat la tot. Eu am lăsat la o parte. Eu am intrat la 3 facultăți și nu am terminat niciuna. Nu am reușit să termin. De ce? Pentru că eu făceam un lucru în care nu eram cu tot sufletul meu, cu toate forțele mele. Eu făceam pentru a face împlinirea îndatoririi de a mă forma, să spun așa, ca eu să pot, în fine, să culeg roade mai târziu. Dar nu a fost, nu a dat. Eu nu am crezut cu adevărat în studiile mele, dar eu am lăsat la o parte după. Pentru că eu doream să câștig suflete, pentru că eu am crezut cu adevărat în Domnul meu. Viața mea nu mai era de folos pentru mine. Dacă eu mă formam, eram slujitorul cui? Ar formării mele, ar profesiei mele. Eu nu spun cu asta că persoanele trebuie să-și lase la o parte profesiile, nu. Eu vorbesc ce s-a întâmplat cu mine. Eu am crezut în Domnul meu cu adevărat și am renunțat la visele mele. Am renunțat la viitorul meu și am pus totul în mâinile lui Dumnezeu. Într-un Dumnezeu pe care nu-L vedeam, nu-L simțeam și nu-L atingeam, dar în care credem. Atunci, asta este iubirea, adevărata iubire. Când cineva iubește cu adevărat, spre exemplu, lui Dumnezeu însuși. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât ce a făcut? A dat viața sa pentru noi. Dacă noi îl iubim, atunci noi dăruim toată viața noastră pentru el. Ce înseamnă să crezi cu adevărat? Noi obișnuim să spunem dragostea care vine de la credință, de la credința autentică, adevărată, reală. Atunci, multe persoane nu primesc botezul cu Duhul Sfânt pentru că ele se gândesc că ele cred cu adevărat, dar ele doar cred în existența lui Dumnezeu. Pentru că dacă tu crezi în Domnul Iisus, tu oferi toată viața ta pentru El. Nu e teoretic, nu. E fizic. Tu începi să trăiești în funcție și de acord cu ceea ce este scris. Observă ceea ce Iisus spune. Pune atenție, te rog. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Acum. Iisus nu spune, uite, dacă mă iubești, rămâi în biserică, fă lucrarea mea, vorbește cu celelalte persoane. Nu. Dacă mă iubești, vei păzi, vei ține poruncile mele. Atunci, sunt multe persoane care fac, să spunem așa, între ghilimele, fac lucrarea lui Dumnezeu, sunt predicatori, evangheliști, sunt episcopi, pastori, preoți, leviți, lucrători, care fac lucrarea lui Dumnezeu, gândindu-se că ei cred în Dumnezeu, dar ei doar cred că Dumnezeu există. Pentru că în lucrarea lui Dumnezeu e ușor să fii un lucrător, un pastor, un preot, un episcop, e ușor. Greu este să fii lucrător, lucrătoare,
pastor, preot, în partea din afară a bisericii, în viața ta personală, acolo afară, când ești singur. Sau când ești cu mai multe persoane. Atunci tu vei vedea cine este acea persoană, dacă ea crede cu adevărat sau doar crede că Dumnezeu există. Dacă ea doar crede că Dumnezeu există, ea se învăluie cu prieteni, cu familie, rude, etc., etc. Dar dacă ea crede cu adevărat în Domnul Iisus, ea este lucrător, lucrătoare, acolo, pe stradă, acasă, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu părinții, cu rudele, ea este aceeași persoană, pentru că ea a dăruit viața ei, a oferit viața ei datorită că ea crede cu adevărat în Domnul Iisus, care e credința, e credința. Observă că acesta este tipul de credință care e pe placul lui Dumnezeu. Biblia spune, uite, ce frumos. Observă credința pe care Dumnezeu vrea. Credința lui Avram. Pentru mine Avram mereu a fost, să spunem așa, un exemplu, un referențial. Avram, când a fost chemat, el a ascultat. Iisus spune așa, dacă mă iubești, atunci ține poruncile mele. Adică observă, practică cuvântul meu. Atunci când Avram a arătat că el credea cu adevărat în Dumnezeu, el a plecat, el a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, de aceea că este scris, Avram, chiar fiind de vârsta de 75 de ani, când a fost chemat, el a ascultat, mergând într-un loc pe care avea să-l primească ca moștenire și a plecat fără să știe unde mergea. Avram a crezut cu adevărat, pentru că în momentul în care el a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, atunci el a arătat că el crede, că a crezut. Atunci, datorită acestei credințe, cu adevărat, el a fost justificat, el a fost considerat drept în ochii lui Dumnezeu. Atunci, eroii credinței din trecut au fost eroi ai credinței, pentru că ei au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce simțeau. Asta este credința inteligentă, rațională. Persoana ascultă, indiferent dacă ea simte sau nu simte. În alte cuvinte, ea se căsătorește cu Dumnezeu. Ea se căsătorește cu Dumnezeu pentru că crede cu adevărat în El, dar ea se căsătorește cu cineva pe care nu-l vede, nu-l simte, nu-l atinge, dar aceasta este credința. E siguranță, e convingere a ceea ce tu faci. Atunci, aceasta este adevărata credință. Iisus spune, uite, observă, dacă mă iubești, vei ține poruncile mele. Vei păzi poruncile mele. Și El spune așa, foarte tare. El spune, și eu îl voi ruga pe Tatăl. Observă rezultatul acestei dragoste care învăluie credință și eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor ca să fie cu voi în veșnicie. Nu e doar în acel moment, e pentru totdeauna, în alte cuvinte, e căsnicie. Căsnicie. Persoana a crezut prin intermediul acestei dragoste, acestei iubiri de ascultare, iubire de loialitate, iubire, de reverență, de teamă, de dăruire a propriei vieți, atunci, în compensare, în compensație, Iisus a spus, eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care este Duhul Sfânt, ca să rămână cu voi, să fie cu voi pentru totdeauna,
ca să rămână cu voi pentru totdeauna. Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi. Lumea nu-l poate primi pentru că nu crede. Lumea nu crede. Lumea chiar poate să și creadă că Dumnezeu există, dar nu crede cu adevărat în El. De aceea nu are dreptul să primească Duhul Sfânt. Lumea nu crede pentru că nu-l vede și nici nu-l cunoaște pe Duhul Sfânt. Dar Iisus spune, dar voi îl cunoașteți pentru că locuiește cu voi și va fi în voi, în interiorul vostru. Deja te-ai gândit? Duhul Sfânt în interiorul nostru? Dar este asta ceea ce trebuie să se întâmple. Dacă tu dăruiești toată viața ta pentru El, El va dărui toată viața Lui pentru tine. Asta El face cu mine. Eu nu am Duhul Sfânt pentru că eu merit. Nu. Eu niciodată nu am meritat. Niciodată nu am meritat. Și niciodată nu voi merita. Totuși, există o credință, o dăruire. Eu am dăruit toată viața mea. Atunci, prima dată e Domnul meu. Înainte de Ester, înainte de copiii mei, înainte de munca mea, primul înainte de toate. Eu sunt în mâinile Lui. Eu nu știu ce îmi pregătește viitorul, eu nu știu. Dar un lucru eu știu. Eu știu unde merg. A fost ceea ce s-a întâmplat cu Avram. Și asta, dragul meu, draga mea, este credință. E iubire. Și Iuda, nu Iscariotianul, Iuda l-a întrebat, Doamne, de unde vine că Tu te vei manifesta nouă și nu lumii? Iisus a răspuns, dacă cineva mă iubește, El a repetat același cuvânt, dacă mă iubește cineva, va ține, va păzi poruncile mele, va păzi poruncile mele. Duhul Sfânt este cuvântul Dumnezeului viu. Va păzi cuvântul meu, va ține cuvântul meu, va urma cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la El și vom locui în El. Observă, Duhul Sfânt este cuvântul, Iisus este Fiul și Tatăl este Dumnezeul Tată. Tată, Fiul și Duh Sfânt în interiorul nostru, 100%. Adică, noi dăruim totul, dăruim viața noastră ca dovadă că noi credem cu adevărat, atunci El dăruiește toată viața sa. Tată, Fiul, Duh Sfânt vin asupra noastră, fac locuință în interiorul nostru. Asta este foarte glorios. Atunci când persoana crede, în ciuda dificultăților, încercărilor, luptelor, ea știe acolo, în interiorul sufletului său, ea are acea convingere, Dumnezeu e cu mine. Aceste momente grele vor trece, această furtună va trece și soarele va străluci. Ce minunat! Ah, dragul meu, draga mea, eu cred. Eu sper și eu mă bazez pe Duhul Sfânt ca El să-ți explice mai bine decât eu o fac, ca El să-ți deschidă ochii spirituali, ca tu să vezi această măreție și atunci să decizi să îți dăruiești toată viața, pentru că asta vrea Dumnezeu. Dacă tu dăruiești toată viața ta, adică mori pentru lume, pentru visele tale, mori pentru proiectele tale personale, mori pentru rudele tale, mori pentru tot. Pentru că tu ai dăruit viața ta pentru Iisus, s-a terminat lumea pentru tine, nu-i așa? Atunci, El dăruiește toată viața sa, Tată, Fiul, Duh Sfânt, vin să facă locuință în tine, să locuiască în tine, foarte tare, foarte grandios, foarte glorios. Noi rămânem aici ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă deschidă mintea, să vă deschidă ochii spirituali, ca voi să înțelegeți ceea ce înseamnă cu adevărat. Dar dacă doar credeți în existența lui Dumnezeu, nu se întâmplă mare lucru. Dar dacă credeți cu adevărat,
Se acredită, nu acredită. Se va întâmpla. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Hoje, în special, primeira quarta-feira desse jejum. Astăzi, în aceste zile ale postului Daniel, mergeți la un locaș al Duhului Sfânt. Pentru că noi suntem în această, în acest duh a pogorârii Duhului Sfânt. Tu nu trebuie să aștepți neapărat până în ultima zi, ziua, nu cu numărul 21, apostolului. Tu poți să primești Duhul Sfânt astăzi. Spre exemplu, la locașul Duhului Sfânt, tu mergi ca să oferi toată viața ta. Tu mergi pentru a oferi viața ta pe altar, să urci pe altar. Muntele Moria. Să urci pe muntele Moria și să pui acolo viața ta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Faceți asta și veți vedea ce se va întâmpla cu voi. Viața voastră nu va mai fi niciodată la fel. Veți fi fericiți, fără să depinde de soț, de soție, de mamă, de tată, de fiu, de fică, de bani, de casă, de mâncare, etc., etc. Tu vei fi fericit în interiorul tău. Esența lui Dumnezeu va fi în interiorul tău. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și pe mâine, numele Domnului Iisus. Amin.